Proba de azi ne va arăta dacă doamnele chiar au o memorie perfectă a datelor de cuplu. Sau poate și ele bâșbuie prin amintiri cum fac partenerii lor. Ca să treacă proba, e obligatoriu să răspundă corect la 3 din 5 întrebări. Nu va fi simplu deloc, pentru că răspunsurile sunt date într-un calendar care se află cofățat pe o structură de 20 de metri. Ca să ajungă la numărul pe care îl consideră corect ca răspuns, fetele trebuie să escaladeze structura de mai multe ori. În dreptul numărului vizat vor găsi o cutie. O vor lua și o vor aduce jos partenerului lor, care trebuie să mănânce sau să bea tot ce este înăuntru cutiei. Dacă răspunsul este corect, în cutie va fi ceva bun, logic. Dacă răspunsul e greșit însă, partenerul va degusta un cocktail pe care, sincer, de bună voie nu l-ar încerca niciodată în viață. Fetele nu pot continua proba până când soțul sau iubitul nu mănâncă sau bea tot ce este în cutie. Și asta nu e tot. Proba este contra cronometru. Doamnele au la dispoziție doar 15 minute ca să răspundă corect la cel puțin 3 întrebări din 5. Începe prima probă Power Couple România, sezonul 1, calendarul vieții. Bine ai venit la calendarul vieții. Bună ziua. Ce zici? Aha, da. N-ai nicio emoție. Ai fost omul care a vorbit cel mai frumos despre Oana în raport cu înălțimile. Nu cred că o să-i fie frică. Oana e crazy la chestii de genul cu înălțimea și foarte, foarte bine pe încredere. A fost... Ce a făcut? S-a aruncat dintr-un... Nu știu, de la etajul 4 cu sfoară. Adică gen coardă și sfoară, nu bungee. Da? S-a... Un gol. Și femeia... Mai vreau, tot! La întrebări. Ok. În momentul ăsta îmi fac griji. Vom pune doar întrebările răspicat, fără să dăm hinturi sau ajutoare. Dacă ea greșește, vom suferi împreună. Îți explic imediat de ce. Oh, doamne. Are un background din ăsta de a uita chestii. Gen, folosește telefonul ca amintire mai mult decât să țină minte, știi? Sunt eu, Dani, prezentatorul. M-am mutat asta în cealaltă extraordinar mână. De mult. Hai cu mine. Am foarte multe emoții și simt că nu mai sunt în corpul meu. M-am evaporat. Oana, bine ai venit la prima probă Power Couple România. Ei, poți da jos ochelarii de avion. Acesta este calendarul vieții. Aoleu, ok. Bine, și ce trebuie să fac? Radu va pune 5 întrebări. Avem 15 minute la dispoziție să răspundem corect la măcar 3 din ele. Nasol. După ce îmi dai răspunsul, te vei duce la numărul care este de fapt răspunsul. Îți vei lua cutia, opriți în carabină, de tine. Atunci când ajungi jos și ai atins solul, Radu poate să preia cutia. În cutie se află un produs plăcut de mâncat sau de băut, dacă răspunsul tău este corect. Dacă răspunsul tău nu este corect, vom suferi împreună, pentru că acel conținut va trebui blendat și băut de unul dintre noi, ce crezi? Nu de mine. Asta este pedeapsa lui Radu. Prima părere? Super, mă omoară agonia asta. Așteptări, nu mai pot, am emoții, nu pot să zic nimic. Altceva, nu știu, chiar nu știu ce să spun. Legit. N-am nicio emoție cu urcatul pe schelă. Oana, Radu! Da! Da! Să începem proba 1 Power Couple România, calendarul vieții! Iuhu! Hai, baby! Cu înălțimea e bine, cu întrebările vedem. Doamne ajută. Radu, te rog să iei prima întrebare. Începem în 3, 2, 1, start cronometru. Cred că am emoții mai mari decât Oana, spun sincer. Înceapă. La câți ani am avut accidentul de motocicletă? 17. Te rog să te duci la 17. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Eram pasager pe motocicletă a unui prieten, ne-a ieșit o mașină în față, am intrat în mașina aia, mi-a spartat-o față, maxilarul, dantura, nasul, genunchiul. Am fost avariat serios. O, ce compas!
Se vede că te-ai mai cățărat, împinge bine în picioare. Hai, hai! Pune carabina, te rog, pe tine. Foarte îndemânatică Oana până acum. Poți să mă las jos? Da, ridică mâna și poți să te lași. N-ai voie să-ți faci procedura de implant până la 18 ani, că nu e osul destul de dezvoltat. Așa că am avut proteză, îți dai seama, de la 16 la 18 ani. Nu e fun să-ți mai cadă, să-ți... Da, te joacă, îți dai seama. O să iei cutia. Hai, Rad! Poate și blugii ăștia te încurcă. Hai să vedem ce avem în cutie. Sardine, ananas și lapte. Răspunsul nu era corect. Pune. Eram sigur că o să știi răspunsul la întrebarea cu accidentul, pentru că este o chestie pe care am tot vorbit-o. Mai vine, adică sunt chestii care mi se întâmplă, uite, de exemplu, mi s-a spart o măsea sau așa. Și eu am implanturile și vine automat că e de atunci, că nu știu ce că am discutat. E o parte foarte mare, că am făcut și terapie după și s-au întâmplat o grămadă de chestii și de fiecare dată, uite, de exemplu, dacă povestesc despre cum am făcut terapie, încep de acolo, adică știi, adică mereu a fost punctul ăsta de 16 ani. Tot paharul, ce? Ia uite, el nu mănâncă pește. După asta o să mănânce pește. Nu, la asta cu pește l-am și eu o problemă. Asta cu accident așa e mai importantă pentru mine și mă gândeam că o să știi. Să știi că e important și pentru mine. Nu te cred. A fost o chestie de... Da, în mintea mea eram 16, 17. Și e timp, trece timp, e... Da, mă, normal, acolo e, m-am simțit într-un fel. A fost într-un fel. Okay. Nu știu cum să explic. Că trebuie să terminăm tot ce e în blender, din nefericire pentru tine, dar și pentru mine, că sunt atât de aproape de tine și mirosul de pește m-a lovit de aici. Bun, imediat ce terminăm, putem trece... Putem trece la întrebarea... Îmi pare rău! Nu, mie îmi pare și mai rău că sunt lângă el. Da. Greuț. Timpul trece, după păcate, și nu e în favoarea noastră. Oana s-a descurcat foarte bine. Mă rupe. Nu, și pe mine mă rupe povestea asta. Nu știu dacă știi cât mi-e de greu mie. Din păcate, asta este proba. Oana a greșit cu un singur an și noi suferim împreună. Bro, ai vomitat cum a vomitat Ron în Harry Potter, când i-a zis copilul ăla, it's slugs! Da. Și s-auzea în tot Coloseumul ăla, sau ce era aia, fortăreața aia. Da. A doua întrebare. Câte operații estetice am? Trebuie să-mi spui un număr. 3, hai să vedem unde e 3. E foarte sus, dar te aștept. Putem să o încurajăm. Oana, mare încredere în tine. Tot ce a pierdut Radu ca timp, poți să câștigi tu din mers. Am obosit. Ai obosit deja? Aha. Hai, Oana, hai. Prinde carabina. Hai și-ți dai. Cobor. Dai. Ok, du-te, ia cutia. Ia cutia, scoate cheia de acolo, în mers. Scoate cheia, te aștept aici. Găleata e tot aici. E pentru prima oară când mi-a vomitat cineva la... Fac de 17 ani meseria asta. Bine, croissant! Croissant! Bine! Wow! M-am gândit implanturi. Da. Mandibulă. Da. Și genunchi. Și nas, asta. Dar ziceai că ai avut și... Da, da, asta genunchi. E tot, asta nu e... N-a fost, păi o procedură. Cum e estetic? Adică... estetic, ok. Am avut noroc, uite, vezi, acum ne dăm seama că am avut noroc. Cum poate să fie estetic ceva la genunchi pe care poți să-l ții într-o fașă, poți să... Întrebarea cu numărul 3. În ce dată ne-am cunoscut? Că e o chestie memorabilă, cred că e ceva mai ales dacă ești îndrăgostit, noi suntem și de puțin timp împreună. E fresh moment. În ce dată ne-am cunoscut? 26. 26, ești sigură? Da. Hai, prin greu am trecut eu și cu Radu. Așa e.
Susțin. Hai, ca să luăm timp la tine. Foarte așa bine. Așa am făcut. Mai ai o minute jumate. Timpul e ok. Avem deja o întrebare corectă și una greșită. Faster. 26 a zis Oana. Ce lună? Septembrie. Hai să vedem. Mână întru, Radu are... Baton de cereale. Baton de cereale. Mănâncă-l. Hai că e bine. Bravo, Oana. Încă nici n-am apucat să trăim toate chestiile pe care poți să le trăiești într-o relație. Și cumva mi se pare tare că cred că e prima chestie mare pe care o facem. Întrebarea cu numărul 4. La câte luni după momentul în care ne-am cunoscut a venit primul sărut? O lună. La o lună? Asta înseamnă că te duci la 1. Primul sărut s-a întâmplat pe 21 octombrie. Hai, te rog! Eu sper să scăpăm de pește. Ce n-ai mai vrea să fie în casă? Fructe de mare, orice e din mare nu mănânc. Nu vreau fructe mari sau insecte, Doamne ferește. Hai! Haide! Hai, Oana, hai! Dă-i, dă-i, dă-i! 1 a răspuns, deci după o lună v-ați pupat cum ar veni. Înăuntru ce avem... greșit, seamă de varză, ceapă și frișcă. Oh my God! Am fost foarte sigură de răspuns. Și când am văzut că ies porcăriile alea de acolo și că-i răspuns greșit, chiar mi s-a părut nedrept. 21 octombrie ne-am salutat prima oară. Pardon? Nu este adevărat. Ba da. Când se întâmplă asta? Și cum poți să ții minte o dată la care v-ați salutat? Pentru că ții minte și cum eram îmbrăcat și am poze în telefon și pentru mine e foarte important și am ții minte. Nu e adevărat, să știi. Eram... Wow, stai puțin, așa de tare mă joacă la creier căldura și anxietatea și tot ce se întâmplă aici, dar chiar eram foarte sigură pentru că e un lucru la care mă gândesc foarte des și eu când sunt sigură de ceva, e așa, e ca mine. Poți să-mi spui tu opinia ta? Două luni după. Păi zi data, dacă... Hai că nu e rău ăsta. Nu știu data exact. Calculul meu între data de care ne-am întâlnit și prima dată când ne-am sărutat a fost prost. 26 septembrie cu 21 octombrie, ia zi. E o lună. E o lună. Și am, știam, am spus două luni. Dacă am greșit eu confirmarea. Da. Că sunt prost și nu știu să calculez. Da, e ok, nu. Bun, ultima întrebare. La câți ani am învățat să cânt la tobe? Nu te grăbi, te rog, gândește-te, te rog, gândește-te că o urci ușor. Hai că știi. We break through de fiecare dată și pe ultima 100 de metri. Oana câștigă. Asta cred. Am încredere, chiar am încredere în ea. E decisiva, da? Aveți deja două răspunsuri corecte, mai am nevoie de unul. La câți ani? Dacă o luăm pe asta, câștigăm, come on. 14. Cum? 15. La 15, hai să mergem la 15 atunci. Ești sigură? Ești sigură? Uită-te la mine, nu la Radu. Nu sunt sigură. Am început să mă panichez, să fiu foarte în capul meu și a început un overthinking din ăsta nebun în care eram gen, bă, ori era foarte mic, ori era înainte de accident, 15-16 ani. Hai, ai 4 minute, zi-mi un răspuns sigur, zi un număr. 15, 14, 13, când era mic, dar când era mic am învățat să meargă pe bicicletă. Dacă confund bicicleta cu 15. 15 ani. 3 minute, 48, va trebui un pic să ne grăbim. Plăcerea să ne încadre. Bravo. Hai să vedem. Te rog. Răspunsul este... Pepene roșu, gălbenuș de ouă și icre. Greșit. Să zic că, din păcate, nu ați trecut proba. S-a pierdut. Să-mi spui, la câți ani ai învățat să cânti la tobe și cu cine sau cum? La 6 ani avea tata un studio și aveam tobe acolo. Da. A fost prima dată și prima interacțiune pe care am avut-o cu tobele. Te rog să-mi spui câți bani ai investit în abilitățile Oanei de a se cățăra și de a-și aduce aminte lucruri. 600 de euro.
600 de euro, aproape cea mai mare sumă din concurs. Eu sunt supărat, frate, pentru că am și am investit o sumă în care am crezut. Asta e faza și mă vizualizam, știi cum era în Harry Potter, că aveai oglinda aia și te vedeai cu unde îți doreai tu de fapt să fii. Eram în oglindă cu cupa, cu haos și direct, ești prost. Cred că nimeni nu știe, Freddy. Nimeni nu-și dorește să piardă. Da. Îmi pare rău, îmi pare rău. Vă puteți îmbrățișa? Hai, vino-mi face. Wow, bă, dar vine întrebări să vomit la în continuu. Așteptam. Dacă o aveam pe prima, era perfect. Cred că e o perfect chestie pe care am vorbit-o o dată în viața asta. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Mă supăr și mai te bagi mai adânc. Te bagi mai adânc. La câți ani am avut accidentul de motocicletă? 17. E frustrant. E frustrant. Cred că am fost atât de supărat pe moment încât, da. Le știai, frate, și le știai bine și le-am vorbit de o grămadă de ori și mi se pare că nu e scuză, dar e ok. A fost blank. Și-s chestii la care nu mă așteptam să-mi răspund. Ai părut foarte supărat după probă și foarte dezamăgit de mine și după probă am avut senzația că nici nu vrei să mă vezi. Când ești în chestia aia de taur, așa, de, da, de negru, dai în cel mai apropiat lucru, știi? Și mi se păi pare nu, că ai răspuns nu, fix la... N-am vorbit foarte mult despre ba, asta da, cu operațiile. Am vorbit, asta nu cu operațiile, dar nu păi mi se despre pare asta așa... cu operațiile zic că n-am vorbit foarte mult, totuși m-am gândit, a fost ghicită. Deci, ca să ne înțelegem, singura chestie care m-a deranjat este întrebarea cu accidentul și cu vârsta cu accident. Aia pentru mine trebuia să ai fie... Ai fost dezamăgire. Eu aia cred, aia a fost o dezamăgire, da. Nu știu unde te-ai gândit, serios, chiar nu știu unde te-ai gândit. La răspunsuri. La 15 ani asta cu topii de... Am vorbit, am fost la studio de atâtea ore. Come on, man. E așa. Da. Asta e. Probabil am avut emoții, nu știu. Și am pus mulți bani, că am zis că e de cățăraci, că... Da, na. Înțeleg că n-a fost o chestie îndreptată spre mine neapărat, da, și că așa reacționezi tu când te simți încolțit, simți nevoia să te aperi și ești un om care are o voce mai puternică și da, da, te înțeleg, baby.